Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cariera cu Florinel Coman. Este momentul perioadei de transferuri de iarnă. Nu căutăm un transfer cu Coman, însă poate vin întăriri totuși la FCSB. Atacăm ultimele meciuri înaintea play-off-ului, încercăm să ne menținem pe primul loc și să facem performanță la echipă. Dacă vrei să cumperi jocuri digitale ori gift card-uri pentru PlayStation sau Xbox, ai link în descriere către site-ul Eneba cu super prețuri la o gamă variată de produse. Data trecută, un episod colosal al grupei de Conference League. Lupta europeană a FCSB-ului într-un giga episod. Dacă l-ați ratat, voi vii să-l urmăriți înainte să continuăm cu acest video, pentru că vă las spoilere normal. Și alături de noi, în direct, intervine din nou patronul Gigi Becali, dar în format oficial. Domnule Becali, o părere despre ce s-a întâmplat în meciul cu Norșeland. Nu te lasă, de ce nu te lasă? Cum adică vii, dai un 11 metri care nu se vede că lovește mâna și după aia vii cu o daia trucată din tribună? El, Vasara, cum adică să stai liniștit când vezi că în țara ta vine unul vasaras și că el este grec, da, de fapt. Dar el este grec, dar el este stăpân pe noi la fotbalul nostru. Și face ce vrea, ne sfidează. Și mai vine cu o de-asta filmare trucată. Cum să poți să stai liniștit? Nu poți să stai. Da, și l-o prim acolo pe patronul echipei, pentru că riscam să-i trebuie niște controverse, mai ales cu șefii fotbalului românesc, puțin supărat din nou patronul echipei, dar încercăm să-l facem pe Gigi Becali fericit, să-l ducem pe Coman sus, să care echipa spre titlu și o să facem acest lucru. Like acolo, mă, să susținem aici această echipă magică, subscribe acolo la canal și iată FCSB-ul. Prima în clasament, rapid, în urmărire va fi derby bucureștean, poate, spre titlu. Vom vedea, pentru că mai sunt etape din acest sezon până să intrăm în play-off. Data trecută, hoție pe față, nu se poate așa ceva, dar iată că s-a putut. Meci cu Șepși și noi vom intra direct în play-off, nici nu mai stăm la discuții până atunci, că se înjumătățesc punctele și nu are sens să nu dăm sima acestor partide, pe care oricum în general le câștigăm. Dar nu, pentru că Calacu face diferența, iar Șepși ne învinge chiar la noi acasă, e revanșa lui Șepși, după ce i-am bătut la 3 goluri diferență și carieră și realitate. Nu e chiar un moment optim pentru echipa noastră, care a suferit destule dezamăgiri. O să continuăm să creștem heartbeat-ul acolo la Florinel, că vrem să-i dăm 3 tot la bun de tot. Iar agentul poate a mai găsit echipe noi. Nu, e Aberdeen, Troa. Este echipă de mâna a doua pentru Florinel. Vine Crăciunul, pauză. E pauza competițională. S-a dus și Revelionul, pauză, nu se joacă, dar poate se fac transferuri. Asta așteptăm să vedem, un transfer la FCSB. Putem să mărim salariul lui Florinel. Da, 13.600, mărire. Așa, tată, să creștem. Uite, a venit și o echipă din Belgia. Poate dacă mărim salariul, vin și echipe mai puternice. Nu știu niciodată. Hai cu un transfer. Aștept transferul la FCSB, trebuie să vină cineva. Ia uite, Farul a dat pe Dan Sârbu la Ren pe 1.650.000 de euro și Atletico Madrid e în discuții cu Vlahovic. Mamă, Vlaho gol. Uite că Feyenoord a vândut un jucător care e magic, ține tricou cu o mână perfect. Ce se întâmplă acolo? Dar la noi nimic, mă. Unde-s banii? Nea Gigi, te rog, eu transferă pe cineva. Leverkusen mută și ea, vide din jucători. Hai să facem antrenamentele. Urmează un meci cu FC Botoșani. Încercăm să-l apropiem pe Florinel de 80. Este ratingul ăla frumos. Un meci cu Botoșani unde să sperăm că batem. Clar, niciun jucător nou. Miculescu nu mi-a plăcut deloc până acum. Mamă, și ne bate Botoșaniu. Stați că trebuie să intrăm în luptă, nu mai merge. Deci avem 2 frângeri la rând. Nu chiar 2 frângeri într-o săptămână, dar 2 frângeri la rând. Și suntem acum aproape la egalitate cu Rapidul. E meci în deplasare la Voluntari. E clar că avem nevoie de un jucător nou. Haide. Meci cu Voluntariu. Dar nu e derby, uite. Rămânem cu 2 puncte peste Rapid. Deci mai mult sau mai puțin o să începem play-off-ul la egalitate cu Rapidul. Dacă e și ultima etapă cu Rapid, să vă așteptați la derby cum n-am mai văzut. Match day la Voluntari, unde am mai avut probleme. Chiriche și acolo. Vlad în poartă. Hai, Companio, bagă golul ăla, 3-2, da, mă, Companio, mă, dublă Companio. A dat gol și Băluță, care a intrat la mijloc, foarte ofensiv am jucat și în sfârșit obținem și noi o victorie.
Era și momentul, pentru că n-am mai simțit gustul victoriei de vreo lună și ceva. Bine, a fost și pauza competițională. United l-a luat pe Alaba la echipă. Ce transferuri. Dortmund pe Harvey Elliott. De ce l-a dat Liverpool? A venit un jucător nou chiar în ultimele zile. Cine este noul fotbalist al FCSB-ului? Asta trebuie să vedem. Oare l-arată la Club News? Da, 3 milioane și jumătate de euro. Cheltuiește Becali pe un jucător de la Club Brugge, Thibaut Sommers, care ce post joacă? Ia, cred că are rating mare. Uite-l. E atacant. Bandă dreaptă. Da, bă, micule, afară cu tine. 71. Nu putem să-i vedem stațurile, dar e un belgian aparent peste nivelul mediu al echipei și cred că va cota mult prezența lui. Altfel îl avem doar pe vecei, dar 3 milioane și jumătate sunt bani. După ce a criticat arbitrii, Gigi Becali a băgat și mâna în buzunar, pentru că a văzut că încă e un duel echilibrat, mai ales cu Rapidul, și se mai fac transferuri. Florentino a semnat cu Tottenham, jucător care mereu a avut potențial, Bakayoko la West Ham și Jovic împrumutat la Nottingham Forest. Nu și-a găsit locul niciodată. Jovic încă puțin și ajunge la FCSB în loc de Copari. Avem și noi vorb după aia. Chilwell la Newcastle și Betacur la Villarreal. Poate mai vedem și în deadline day ceva, dar... Boloca! De la Sassuolo la Sheffield. Face mutarea în Anglia. Asta e bună. Uite și pe Jordan Teze. Visul lui Tasumă. E la Hoffenheim. Lenormand la Tunari. Face mutarea la Arsenal și Llorente la Bayern München. Dar pentru noi cred că asta a fost. Nimic în deadline day, dar de unde se ia atâta buget? 3.500.000. Este o sumă bună pentru un fotbalist. 5 puncte peste Rapid. Avem meci chiar cu Rapid. O să-l jucăm să vedem ce se întâmplă. Momentan simt cu Poliaș. Poate va intra și noul nostru jucător de 3.500.000 de euro. Cred că... cel mai scump transfer pe care l-a făcut vreodată Becali la FCSB. Nu-mi amintesc să fi fost cineva mai sus de atât. Dăm un jump to result. Nu joacă cu Iașiul belgianul. Nu știu, n-a intrat nici pe parcurs. A dat gol Florinel. În sfârșit, golul de 3-1. 3 puncte la Iași. Omul meciului. Așa se face. Și acum, derby cu Rapid. Rapid care are un super sezon. Vom avea un meci acasă cu ei. În spate, Craiova, CFR, Farul. Un play-off clasic. Și Botoșeni în luptă cu Creva lui Mititelu și mai în urmă alte echipe. Dinamo n-a prins play-off-ul. Oțelul e ultima în clasament. Încredere totală Haralambus în Coman. E pe verde total. Și în acest meci nu o să-l vedem nici acum pe Belgian. Poate nu-i gata încă. Trebuie să ne bazăm pe jucătorii care au dus până acum lupta. Shoot Djokovic și VC acolo. Meci mare cu Rapid București. O să fie greu. Am mai jucat o dată cu Rapidul, un egal alb în Giulești, dar Ghecea mereu avem posibilitatea să câștigăm. Putem bate pe oricine, mai puțin în Europa, că ne fură aia pe față. Uite, să câștigăm meci. E un obiectiv frumos, un obiectiv care e foarte bun pentru Florinel Coman. Victorie cu Rapidul ne duce sus. Ragmani titular, Cârjean acolo, omul care va creiona toate atacurile. Cătă Cârjean. Ia uite-l dribbling pe Cârjean. Ia uite-l pe jucătorul Arsenal. Cine a făcut acolo? Un fel de Odegaard de România. Petrila. L-au luat și pe Petrila. Ce bubuială la Rapid. Rachmani. Funșo. Andrei Vlad. Devenirea sezonului a lui Andrei Vlad. Ce bine a reapărut în poartă în locul lui Târnovan. Și acum Ganea dă cu capul, nici el nu știe cum a dat așa. Hai că ne domină, vai de noi. Bine, micule, de ce plojează toți? Ca Van Persie la mondial pe timpuri. Lui Jau, Kait, Angezana, mâinile acasă, sudafricanule. Băi, acolo se joacă cu mâna, cum se joacă în Africa? Pui mâna pe ea că nu vede nimeni, că acolo n-au var. Noi măcar avem dubița var. Ia uite, mă, ce ai făcut și supărat, nevoie mare în Gezana. Gata să fac o nefăcută. Dar potolit de colegii săi, bate Rachmani, gol. Ce să mai zici,
Din păcate, din nou penalti împotriva noastră. Haruț, asta e. Crețu. Coman și el central. Jucăm frumos aici. Primește Coman, o deschidem în stânga la Ganea. Cristi Ganea, Florinel. Dă și pleacă Coman, acum poate primi. Coman trage, scoate Moldovan. Fază bună, șut pe poartă. Și avem corner. Hai din nou cu schemă. Decentrare, nu, e lovitură de cap pe poartă. Djokovic, gol! Nebunie de lovitură de cap. 1-1. Djokovic trimite senzațional. Pasă de gol Florinel Coman, care bate fazele fixe perfect. Este o super centrare. Și Djokovic nu i-a dat nicio șansă lui Horațiu Moldovan. Egalăm până în pauză. Coman, i-a păcălit cu saltul ăla. Ce s-a dat? Ia stai-mă puțin. De ce ai întors, mă, faza, mă? Bă! Ce cu arbitrajul ăsta, mă, împotriva FCSB-ului? Că nu se mai poate. De ce a întors? E nebun arbitrul. Aveam șanse de contraatac. Hai, Vlad. Vlad, grijă cu ea. Hai. Degajarea spre Florinel. Da, e gata, repriza. Acolo puteam să scăpăm. Asta e. A întors-o. Probabil un hands, că altceva n-avea ce să dea. Hai la fundaș. Hai, mă. Ușor Ganea, că ne călcăm pe picioare. Mamă, ce intrare la Ganea. Nu se dă nimic. Circhin, numărul 2 al Rapidului. Greșește pasa. Crețu, hai, mă, Crețule, fă ceva cu ea. Petrila, of. Hai că Vlad se dusese spre el. Ia uite, se dă un galben pentru intrarea la Ganea de mai devreme. Ce se comentează, nu se știe. Da, e POV-ul lui Ișvan Kovac, care nu e unul, iată, foarte frumos. Atacat tot tipul de jucători, se comentează. E greu să arbitreze în prima ligă. Intră Tavi. Hai, Tavinio. Aștept încă un dribling al lui Tavi Popescu în acest sezon. N-am văzut niciunul. L-au făcut foarte prost, nu e realist deloc. Djokovic. Bun. Ganea, bun asta. Hai, Florinel, în viteză. Nimeni n-are nicio șansă cu vitezomanul Florinel Coman. Coman în careu. Coman nu poate să treacă. Faulă wide. O, l-am presat. Djokovic, bine. O, ce bine o facem aici. Tavi! Scoate Moldovan. Nici corner nu e. Hai, mă, Tavi, mă. Încă avem șanse să câștigăm, dar se poate întâmpla orice în acest meci. Ioniță, care ar face orice ca să marcheze rapid în momentul ăsta. Wide. Cârjan, gol, doamne, ce gol Cârjan. De-aia l-a crescut Arsenal. Iată ce face Cătălin Cârjan. Posibil a dat lovitura aici în deplasare. Șut, hai aici, că-i culoar aici. Bravo, șut. O dăm la belgian, Sommers. Atacat dur acolo, dă-ne faul, mă. Oprește-mă faza, Tavi. Coman! Trage, dar e blocat acolo. Hai, mă, de cine am luat lovitura liberă? Intrare dură din nou. S-a jucat urât rău de tot. Se dă galben. Dar Sommer s-a făcut cunoștință cu fotbalul din România. Nici o treabă cu mingea. Cum ăla nu e roșu, nu știe nimeni. Vinse belgianul, juca și el 3 minute și rupea brazilianul ăsta. Hai cu Prescu. Hai, 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 că mai e un minut. Hai, Tovi. N-am putut face nimic. Ne bate rapid, mă. Doamne. De ce n-am luat oare lovitura liberă? Că aveam o șansă reală de acolo. Asta e. Noi am încercat tot posibilul, că a dat Cârjean lovitura aia. Ce să-i mai faci? Avem cu Craiova, care încearcă din răsputeri să intre în acest play-off. Geamturi Zalt cu ei, ne bat și ei. Băi, dar echipa noastră a tot scăzut în nivel. Am început în forță, nu primeam gol, băteam tot. Și acum au început să se strângă înfrângerile și cred că ne ia față rapid. Ia. Rapid a pierdut de asemenea. M-a pierdut rapid, doamne. Avem noroc. O să îi facem și un cadou lui Djokovic, că se retrage la finalul sezonului Djokovic. Și vom lua ceva de 20.000 de euro, așa. Bă, te retragi, uite, un cadou de la mine, așa. Salariul pe 2 săptămâni. Ia-l tu, bă, băiatule. Băgăm antrenamentele. Ajungem la 77 de departe. Cel mai bun jucător din Superliga România este Florinel Coman.
Asta însă nu prea contează pentru că marcăm greu, din ce e ce mai greu pentru noi traseul. Gezan a fundaș dreapta, nu l-am văzut pe belgian deloc până acum. Aiurea, 2-2. Nici măcar nu intră de pe bancă. S-o fi rupt deja, un egal cu Petrolul. O să fim cap la cap cu Rapidul la capătul sezonului regulat. 100%. O să intrăm în play-off ăla. Ia uite, încă avem 2 puncte peste, au făcut și egal. Cap la cap a mers. Hai să mergem la Craiova să vedem ce putem scoate. E și Craiova o echipă care se bate la titlu. Deși au început prosezonul, ei au revenit. Suntem aici în Bănie, unde stadionul e arhi plin și atmosfera împotriva echipei noastre. Vor să ne bată cu orice preț. Uite, o contribuție pentru Coman. Hai, 2. Mărim obiectivul. Facem un meci mare să obținem 3 puncte aici în deplasare. Și liniștim și arătăm că încă avem forță să câștigăm campionatul. Dacă pierdem campionatul, nebunesc. Ișvan. Bine, Chiricheș. Coman încearcă pasa pentru Miculescu, dar a luat-o companie. Florinel primește careu. Coman cu șutul, doamne. Ce paradă. Super intervenție acolo. Dar e corner și știți că este periculos rău de tot aici. Chiricheș cu capul. Nu ne-o prinde Lazar. Bine. Comandă și el cu capul și dă bine la companie. Haide. Șansă de contraatac. Hai, vecei. E bună mingea asta. Să vedem ce poate face Florinel aici. Se întoarce bine, companio. Eu las lui Miculescu, care intră în ei. Bă, are zero inteligență de joc. Ce se întâmplă cu el? Nu în Gezana, dă-o în bandă, bă. Cocaro, gol. Gol Craiova. Suntem într-o pasă proastă, rău de tot. Ceva s-a întâmplat după pauza de iarnă. Încearcă Coman să intre în careu. Trecerea lui Coman. Gol, senzație pe teren. Coman este un dribler cum n-a văzut România. Tehnica lui etalată la această fază. Uite cum l-am făcut varză pe fundaș. Pac, pac. Mamă, nu știam de se ducă, stânga-dreapta. Și după aia o plasăm frumos acolo, excelent. Ăsta e Florinel. Asta vrem să vedem, 1-1. Bine, Djokovic. Mamă, ce dă cu capul Djokovic. Din nou forțăm la companie, o minge. Până la urmă să facă ceva cu una. Ce lungă și-a făcut-o. Wow, Radunovic, doamne. Un hucus pocus, Radunovic. Am trăit-o și pe asta. A fost un fel de Marcelo. Djokovic, bine. O lăsăm acolo la WC, gol. Golul jucătorului maghiar. N-a venit degeaba. Pasă de gol Florinel, omul meciului sigur. Ce recuperare totuși Djokovic. S-a bătut acolo și apoi dă cu călcâiul, ia uite. Ce călcâi. Și apoi o lasă Miculescu să treacă inteligent. Vine șutul cu stângul. N-avea ce să facă portarul Craiovei. Ia uite. S-a cumpărat la pauză prazul puternic. E normal, ven cu praz. E praz-ven. Aici la meciurile Craiovei avem de toate. Lei din Bănie însă nu au făcut o partidă de amintit. Companio în față. O dăm jos de tot. Companio s-a luptat bine. Coman e în careu, dar n-a vrut Miculescu să centreze. Ce faci, Miculescu? Ți-ai dat mingea 3 metri în față? Cum treci de bancă? E fundașul naționalei. Normal, like dacă ai mâncat vreodată prazmă. Dacă nu, nu e niciodată târziu să încerci un clasic. Dar bănuiesc că da, așa că like acolo, subscribe. Oho, Târnovanu, din nou atent. Din nou portarul care ține acolo rezultatul în avantajul nostru. Aruț o scoate de pe linia porții. Wow, ce se bucură Gezar acolo alături de Haruț. E intervenția lui Haruț cât un gol. Florinel, Djokovic, urcă Radunovic. Coman o ține foarte bine aici în zona centrală. Primește Coman. E totuși fundașul lor acolo. Am încercat să protejăm, n-am reușit. E minutul 89, să nu ne prindă aici. Avem nevoie de victoria asta.
Încercăm să ne retragem, e Mitriță, the man from New York, Alexandru Mitriță, cu călcăiul, Bancone, Andrei Ivan, nu! Nu! Nu se poate, bă! Bă, nu mai putem! Deci este un film care se repetă. Uite ce arbitri sunt! Ia! Ce a făcut? Cum e hands ăsta vreodată? Cum poți să dai, mă, pentru asta? Ăsta e hands? Nici măcar nu l-a lovit în mână. Apără, Târnovanu, te rog eu. Ai de s-a aruncat și bine. Victoria ne scapă. Suntem furați non-stop. Deci n-a fost până acum meci de genul în care să nu fim furați pe final. Iar în ultimul minut s-a dat penaltul ăsta. Ia uite cum ține Florinel trofeul de meciului. Super puterile. L-a pus jos. Da, e un trofeu trist. Ăsta îl bag în cămară, nici nu mai iese de acolo trofeu. Rămânem primii, cred, dar mai e ceva de făcut. Mamă, încă un cadou pentru Djokovic. Bă, deja i-am dat 40.000 de euro. Gata. Pur și simplu, noi n-avem parte de penaltiuri din astea. Ar fi bine să fie de ambele părți. Partidă cu Cluj, i-am mai bătut. În sfârșit joacă Haruț pe dreapta, care chiar știe să joace pe dreapta. Coman a deschis scorul, totul a dus spre o victorie cu 2-0, bate și Rapidul și aproape sigur o să fim la egalitate de puncte în play-off. Mai este un meci cu Dinamo, ultimul al acestui sezon. Dinamo nu a prins primele 6. CFR-ul la limită, iată play-off-ul care rămâne așa. Rapid, FCSB, Craiova, Craiova lui Mititelu, Craiovele, Botoșani și CFR, Farul, Dinamo, Șep și în afara celor mai bune 6 echipe din acest sezon. Și avem posibilitatea să jucăm și noi în ultimești cu Dinamo, ultima dată 0-0. Și poate acum reușim să-i batem, e un meci jucat în deplasare. De data asta îi mitraliem noi. Uite, posesie, 60%, gata. Tiki-taka Barcelona. Asta vrea conducerea. Asta vrea patronul, care până acum a spart vreo două televizoare. Devină arbitrajul necurat de la toate partidele noastre importante. Dacă pierdem titlul cu penalti, minutul 90 inventat, sparg și eu ceva. Hai mă, cum a trecut printre doi? Roșu, Irimia, Abdallah cu Dani Iglesias. Hai mă, ce face mă Andrei Vlad acolo? Doarbe, numai la colțul scurt își ia. Marchează Dinamo. 1-0. Bun șut. A blocat șutul jucătorului Dinamo. Coman îl rotește pe adversar. Coman e singur aici, dar continuă cursa. Florinel. Se întoarce Florinel. N-am reușit să pasăm, erau doi de-ai noștri acolo. Bravo, mă. Companii. Faul dur acolo, dă-te, bă. Nu se dă nimic. Ok. Nu înțeleg de ce n-a dat nimic la Irimia. Ia uite. Ia uite cum intră. Uitați-vă aici ce faul. Nici măcar galben. Nu știam că a jucat pe Premier League. Trebuia să ne zică cineva la început. Bun. Hai că venim pe dreapta. A intrat și belgianul Haruț. Bun asta. Hai belgianule, vină. E vremea ta. Mingea la el. Sommers, ce preluare. Sommers! Super gol Sommers. De asta s-au dat banii pe el. Fotbal total. Ăsta e un vârf. Preluare pe piept, după care trage cu pământul din voleu. Ia uite ce se rotește acolo. Și ce voleu cu pământul, nicio șansă. Intră Sommers și poate că vom reuși să batem în acest meci. Mai avem câteva minute. Poate acum cade Dinamo. Hai să dăm și noi lovitura pe final odată. Se atacă pe dreapta. Hai. Djokovic, bună. Sommers. Sommers, foarte bine. Coman e aici. Nu-l vede nimeni. Vine pasa la el. Sommers urcă, dar intervine pena. Hai mă, de ce? Dacă nu ceri mingea, nu vine mingea la tine. Nu se poate, era dintre mai culoarul. N-a văzut nimeni. Egal din nou cu Dinamo. N-am câștigat nici derbiul ăsta. Iar terminăm la egalitate. Asta e, vom intra în play-off, un clasament echilibrat. Sigur, nu sunt mulțumiți cei de la Dinamo, pentru că pe final
Poate au scăpat meciul din mână. Cu cadou pentru Djokovic. 3 cadouri de 20.000 de euro i-am dat. Nu se mai satură. O să-i băgăm trivela, că și în realitate la națională numai exterioare avea. Deci adăugăm trivela lui Florinel și când o să-i mai crească heartbeat-ul, o să aibă și tretul de dribbling. Primul meci e cu Craiova lui Mititelu în play-off. Până acum are 12 goluri, aproape de titlul de goalgetter. Mai sunt 4 de dat. Normal, a dat mai multe companii, care a avut și un start de sezon foarte bun. Sper că v-a plăcut și acest episod din Cariera cu Coman. Dacă da, uitați de like-ul ăla puternic acolo. Cam atât de data asta. Pa, pa!